Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Click pe întrebare la 1 Plus TV. Avem în această seară un invitat special care a fost declarat cel mai bun participant al României la Olimpiada Internațională de Lingvistică din toate timpurile. Alături de noi se află Mihai Alexandru Bratu, elev la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Mihai, bună seara, bine ai venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mihai a câștigat la această ediție din 2022 medalia de aur și la fel s-a întâmplat și în anul trecut, în 2021, la fel a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Lingvistică, fiind declarat de către Ministerul Educației și de către organizatorii sau cei care se ocupă de echipa națională a României la lingvistică, cel mai bun participant din toate timpurile la Olimpiada Internațională de Lingvistică, deoarece a obținut în 2 ani consecutiv medalia de aur. De asemenea, trebuie să vă mai spun că Mihai a mai câștigat în acest an și medalia de argint la Olimpiada Internațională de Geografie și, de asemenea, a participat la Olimpiada de Informatică, faza națională. Haideți să le luăm pe rând și să vorbim despre ultima ta ispravă și cea mai importantă, medalia de aur la această Olimpiadă Internațională de Lingvistică. Competiția s-a desfășurat în insula Man, da? Care aparține de Marea Britanie. Cum a fost acolo, cum ai ajuns, cum ați călătorit, cum ți s-a părut, câteva impresii despre această insulă, așa că să legăm puțin și de partea cu geografia. Păi a fost foarte frumos, a fost prima mea Olimpiadă Internațională Fizică. În cele din urmă. Da, și nu pot să compar experiența fizic cu cea online, nu. E mult mai frumos să mergi fizic, să întâlnești persoane din alte țări, să comunici și să vezi locuri frumoase. Da.
cât despre călătorie, am mers cu avionul, am avut escală la Londra, am adus și l-am întors în Liverpool. Și de la Londra cu ce ați mers către insula aceasta? Cu tot cu avionul. Tot cu avionul? A, da, și alții. Și înapoi și spre Liverpool, tot cu avionul am mers. Și pe insulă există aeroport, da? Da, există aeroport. Ați aterizat pe insulă, cum este? Spune-ne ceva despre insula aceasta, că... E destul de mică, populația ar fi de vreo 80.000 de locuitori, 80-90.000 de locuitori. Cam cât Târgu Jiu, da. Cam așa. Și... Da, dar este foarte frumos locul. Este un oraș mai mare, Douglas, care are cam o treime din populația insulei. Noi am fost cazați undeva, și, dar noi dădeam orașul, noi dădeam probele în alt oraș, în Castletown, unde, da. Și noi am fost cazați cumva la jumătatea drumului, da, într-o cazare mai rurală și... Da, pensiunile acestea mai tradiționale, da? Da, case, mă rog, a fost... ok, doar că eram destul de departe de și restul participanților. Eram doar noi și cu echipa Thailandei acolo. Și vi s-a pus la dispoziție mașini să ajungeți la... Da, mereu am avut autobuze să ajungem la probe. Oricum, programul a fost foarte încărcat în fiecare zi. Am avut activități de dimineață până seara, chiar pe lângă probe. Uh-huh. După aceea... Ce fel de activități? Păi, să mă gândesc. Acum o să... Cred că le iau la rând zilele. Prima zi când ne-am ajuns pe 25, care a fost și ziua cu... Iulie. Da, iulie, cu care a fost și ziua cu festivitatea de deschidere. Am ajuns de dimineață, nu mai știu, cred că la 10, apoi am ajuns la școală unde ne-am înscris, mă rog, am primit cusoanele și o plasă cu mai multe chestii, mă rog. După aceea, da, am avut acolo ceva timp liber, în care am mai vorbit cu alți participanți, mă rog. După aceea am mâncat și am mers la festivitatea de deschidere, am mers cu autobuzul la festivitatea de deschidere. După aceea a fost o sesiune de fotografii de grup, cu toți participanții, toți liderii, toți jurații. De acolo ne-am întors înapoi la școală, unde am mai mâncat și într-un final am ajuns la hotel. Ați și vizitat, bănuiesc, câteva... Ați avut și în program? Da. Ziua următoare a fost ziua cu prima probă individuală. Mă rog, am avut la dispoziție 6 ore în timp în care a trebuit să rezolvăm 5 probleme. După aceea am mers în jurul școlii. Da, am făcut o drumeție și am văzut niște foci. Da? Da. Erau, cum adică, erau unde, în mare sau cum? Da, în mare. Adică foarte aproape de uscat. Erau pe uscat, nu? Ieșite erau sau... în mare, dar lângă uscat. Aha, am înțeles. Probabil că e un loc al lor, nu? De... Da, da, erau destul de multe. O atracție, mă gândesc, a locului. Cred că... Da, adică au tot felul de... După aceea, chiar în ziua următoare, am avut un documentar despre fauna marină din jurul insulei. Da. Da. După aceea ne-am întors, mă rog, tot așa am mâncat, ne-am întors la cazare. Ziua următoare am avut excursie toată ziua, a fost o pauză între probe, în care am avut o excursie. Unde? În alte două localități de pe insulă, în vestul insulei, în Port Erin și în... Ce ați vizitat acolo? Ce ați acolo, văzut? În prima am avut această... prezentare despre fauna marina insulei. După aceea, în a doua, am vizitat castelul de acolo și am urcat pe un deal și am văzut, a fost o priveliște frumoasă în vârful dealului. Da, interesant că de pe insulă, mai ales că noi ne-am prins, exceptând prima zi, am prins vreme destul de bună.
și aveam vizibilitate încât se vedea și Scoția și Irlanda. Frumos. De acolo. Și, și unde fusesem în ziua precedentă se vedea, acolo era Marea Britanie, mă rog, Anglia. Da, da. 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 În următoarea zi, când am avut proba pe echipe, am avut proba, după aceea seara am avut niște dansuri tradiționale celtice și da, ne-am învățat să dansăm perechi și... Ai reușit să înveți? E greu? Da, nu e greu, pentru că ne spunea pas cu pas ce trebuie să facem. Și ne lăsa destul de mult să repetăm încât învățam, mă rog, acolo, atunci, pe moment. Cu cine ați interacționat? Cu ce participanți? Ți-ai făcut și prieteni în alte țări? Da, păi am interacționat poate cel mai mult cu, din alte țări, cu echipa Moldovei. Da. După aceea am interacționat și cu, mai erau persoane care știau limba română, că aveau origini române, dar din alte țări. Da, au fost și participanți da. De origine română din alte țări? Da. De unde, din ce țări? Din Germania și din Canada. Da, și apoi am mai interacționat cu o fată din Malaezia, cu un băiat din Thailanda. N-am interacționat chiar așa. Oricum, voi ați pierdut mult, mă gândesc că în perioada asta cu pandemia, când s-au organizat aceste competiții, nu s-au organizat fizic, ci doar online. Da. Contează foarte mult interacțiunea aceasta. Ce ți-a plăcut cel mai mult dintre ce ai văzut acolo, pe această insulă? Păi, cam totul mi-a plăcut, în special cum este orașul Douglas, care este un oraș nu foarte mare după standardele noastre, adică destul de mare pentru insulă, dar care este foarte frumos, are acolo... E pitoresc. Da, pe Malmări și sunt niște clădiri foarte frumoase în care am avut evenimentele, un teatru frumos și, da, și în general era frumos. Povestește-ne despre probe, cum au fost, cum ai reușit să câștigi din nou medalia de aur pe care tu o ai, da, o porți acum și pe care telespectatorii pot să o vadă. Păi la prima probă... 6 ore, nu spune că... Da, proba individuală care durează 6 ore și avem de rezolvat 5 probleme. La această probă am... parcurs, am apucat să abordez 4 dintre cele 5 probleme. Da, cred că m-a ajutat că am evitat acea problemă pentru că era destul de, adică consuma poate mai mult timp decât cele pe care le-am abordat eu. Ți-a făcut o strategie? Da, în general. Cum să abordezi problemele? Da. După ce, și am început problemele într-o anumită ordine, nu știu exact, și da, am lăsat-o pe aceea la final, am încercat să mai scriu ceva. Cel mai bine cred că m-am descurcat la probleme 1 și 4, care mi-au plăcut cel mai mult, și celelalte doar că am mai lăsat, am încercat să scriu cât mai mult, dar poate nu complet la celelalte două. Oricum, le-ai abordat pe toate, da, toate problemele. Cum, punctaj, ce punctaj ai obținut? Am obținut 60,6. Din 100 sau? Din 100. Din 100. Și asta ți-a adus medalia de aur, înseamnă că problemele au fost foarte dificile, nu? Da. Grad ridicat de dificultate. Da. Deoarece mă gândeam că peste 80, nu, a fost o singură persoană cu peste 80. Peste 80, și da. Și toți ceilalți, următoarea cred că a fost cu 68, ceva da, de genul. Da, înseamnă că au fost destul de dificile. Și apoi, următoarea probă? Proba pe echipe, acolo am avut 4 ore în care am rezolvat împreună o problemă, mult mai lungă ca celelalte, clar.
Da, acolo cred că, adică ne-am descurcat, n-am obținut nimic, dar a fost o experiență interesantă. Și ceilalți colegi din lotul României au obținut medalii, cred că medalie de argint, nu? Și medalie de bronz, dacă mă duc aminte. Și România pe ce loc s-a plasat? România a fost pe locul al treilea, după punctaj. Ce-a fost pe podium. Da. Pe primul loc a fost o echipă a Statelor Unite și pe al doilea a fost echipa neoficială a Rusiei. A fost și Rusia prezentă? Neoficial, da. Neoficial. Adică nu își reprezintă țara, doar participă elevi. Da, printre România, se numără printre puterile acestea importante din domeniul educației. Cum ați fost primiți, au fost întâmpinați pe aeroport de ministrul educației? Da, a venit domnul Câmpeanu. La 6 dimineața, cred. A venit să ne întâmpine, apoi am avut o conferință de presă acolo, pe aeroport. Eram cam obosit, eu cel puțin. Și după aceea a așteptat, mă rog, a stat până ne-a venit bagajele și am plecat toți împreună. Adică, mă rog, am ieșit din sala de festivități împreună. Tu cum e? Te așteptai la să obții din nou medalia de aur? Păi aici eu nu prea am neapărat așteptări, adică după probă nu îmi dau seama cum s-au descurcat ceilalți și atunci nu pot să știu dacă... Ideea e că contează prin comparație cum te situezi. Da, ai fost declarat chiar de Ministerul Educației cel mai bun participant al României, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, în toate timpurile. Două medalii de aur la această competiție internațională la care au participat câte echipe, câți participanți au fost din toată lumea, da? Da, din toată lumea au fost, din 36 de țări, au fost 50 de echipe și în total 184 de participanți. O participare numeroasă. Da. Tu te-ai pregătit special pentru lingvistică, deoarece lingvistica nu este o disciplină care se predă în școală. Da. Ce ne poți spune despre lingvistică? Cum te-a atras această disciplină? Păi m-au atras în special problemele, cum sunt structurate și după aceea... Când am început anul trecut să lucrez mai serios, după ce am intrat în lotul lărgit și după ce am avut acea pregătire oferită de Vlad Neacșu, care este fost olimpic și actual este team leaderul Hong Kongului, după ce am avut această pregătire oferită de el, am început să lucrez foarte mult și, în general, da, m-a atras lingvistica pentru că îmi plac problemele, cum sunt structurate. Contează foarte mult și sprijinul acesta oferit de către cei care au participat înainte, care au experiența concursului. Știu că se întâmplă asta, că am dat olimpiadele internaționale. Foștii participanți se alătură voluntar, da, în cadrul echipelor și pregătesc pe cei care participă la aceste competiții. Ai obținut, așa cum spuneam, o medalie de argint și la Olimpiada de geografie. Acolo cum a fost? Cum, nu știu, ai reușit, iată, două medalii, una de argint, una de aur, la două olimpiade internaționale. Este o performanță, nu știu, cred că greu de egalat de către un elev din România. Mai este colegul meu, Vlad Oros, care a participat... Tot în acest an, da? Da, care a fost și la lingvistică, a participat și la fizică, unde a obținut medalie de aur și acum este la astrofizică. Deci are trei participări. Tot la astrofizică, olimpiadă... Astronomie și astrofizică. Este olimpiadă internațională, da? Da. Deci se poate și mai mult. Da.
Cum a fost la geografie? La geografie a fost interesant. Fiind online, poate n-a fost... adică tot a fost frumos, doar că poate eram și... Adică nu, sigur era mai bine dacă mergeam fizic. Trebuia să se țină la Paris. Și, uh-huh. Da. Și de ce nu s-a ținut? Tot din cauza pandemiei sau că s-a ridicat restricțiile? Da, problema e că... Când au început organizarea, probabil aveau Franța niște restricții mai dure și că au început destul de devreme. Asta se organizează din timp. Da, da. Și mă gândesc că n-au mai putut să facă rost de... Nu știu exact. Probabil că a fost timpul prea scurt. Și să... din câte știu, din ce am văzut, cred că nu puteau să vină din toate țările, nu-i primea Franța fără... Fără vaccin, mă gândesc. Îi primea cu vaccin. Problema e că nu îi primea dacă n-aveau vaccinuri Pfizer sau Moderna, care poate nu sunt disponibile în toate țările. Am înțeles. Cred da. Că, da, adică, mă rog. Și, da, oricum, tu ai fost la București, da? S-a fost nu, la Iași am fost. A, la Iași s-a ținut acolo, adică echipa României acolo a susținut proba, da? Da. Cum a fost? Probele cum au fost? Cum ți s-au părut? Păi, prima probă a fost cea scrisă. Acolo nu m-am cadrat foarte bine în timp. Dar, da, nivelul... Ce fel de probe? Adică, din ce domeniu la geografie? Din toate. Nu mai țin minte exact subiectele. Uh-huh. Că a trecut ceva timp. Nu, nu trebuie să subiectul, dar din ce... Și din geografia umană și din geografie fizică. Da, mă gândeam că... Și la ce se întâmplă în momentul de față cu seceta asta, că toate cursurile de apă au... Debitele au scăzut și... Trebuie să ne intereseze cât mai mult toate lucrurile acestea, deoarece toate au o legătură între ele și nu se întâmplă doar în România, se întâmplă în toată Europa această situație, acest fenomen cu scăderea debitelor pe toate cursurile de apă și trebuie să ne îngrijoreze și să punem cât mai mult accentul pe soluțiile acestea care să nu nepoluante. Adică, nu ce scuze, dar mai da? Aveam probe de spus. Da, te rog, spune. După proba scris, am avut proba în teren, proba practică. Mă rog, fiind online a fost puțin diferit. Dar, da, tot am primit niște indicații în ziua cu proba scrisă despre... bazinul Senei și de acolo am și primit proba, mă rog, și apoi în a treia zi am avut proba grilă, unde... Ce-au fost trei probe? Da, trei probe. Așa este mereu, da. Trei probe și da, la cea grilă primeam 40 de întrebări și trebuia să dăm răspunsul dintre cele patru variante. La care te descurcat mai bine? Păi la proba grilă am avut cel mai bun punctaj dintre toți participanții. Da. Cu informatica ai reușit și acolo o performanță, nu toți, adică câțele din Gorj au reușit să ajungă, au participat la Olimpiada de informatică? Nu mai știu, dar au fost destul de mulți. Da? Da. Da, oricum e destul de greu să ajungi și acolo să califici la faza națională. S-a desfășurat fizic sau nu, online? Tot online. Da. Ce ai primit premii după ce ai câștigat aceste medalii pentru România? Anul trecut, da, am primit. În acesta mai durează pentru că o să fie, din câte am înțeles, ar putea să fie premierea ministerului, doar că trebuie să se termine toate olimpiadele. Nu, dar mă gândesc premii în bani sau doar? Da. Premii în bani. Și știu că și primăria Târgu Jiu. Da, anul trecut de la primărie am primit. Doar de la primărie, da? Și de la Consiliul Județean. De la Ministerul Educației, nu? Anul trecut nu au fost organizate de Ministerul Educației. Ah, am înțeles. Da.
Anul acesta, ultimul an de liceu, ce vrei să faci? Adică, în afară, bineînțeles, de pregătirea pentru bacalaureat, vei mai putea participa la toate atâtea olimpiade? Da. Sau te... Da. Oricum, vei merge nu vă și... să nu particip. Adică... Vei merge și la fizică, la informatică, la geografie și lingvistică? Cred că da, nu știu. Adică, probabil și la informatică, da. Și la informatică, da. Nu, nu ți e mai dificil? Adică mă gândesc că trebuie să te pregătești și pentru bacalaureat? Da, mă rog. Păi ideea e că deja am cunoștințele, la, mai ales la lingvistică, deja am... Deci nu trebuie să mai lucrezi așa de mult. Da. Da, nici anul acesta nu cred că am lucrat la fel, clar n-am lucrat la fel de mult ca anul trecut, și, dar am mai încercat să lucrez câte ceva. Da, și la geografie mai, o să mai trebuiască să mă mai pregătesc. La informatică sunt aceleași clasele 11 și 12, dar pe aceleași set de subiecte, deci și acolo ar trebui să din tot ce? Așa să mă mai pregătesc, dar... Să recapitulez eventual. Da. Da. Contează și, mă rog, experiența pe care o ai, deoarece trebuie să știi să-ți controlezi și emoțiile la astfel de concursuri, de competiții. Știu că tu vrei să studiezi în Olanda, da, după ce vei termina liceul. Da. S-a schimbat opțiunea sau ai rămas în continuare? Tot în Olanda vrei să mergi. Mă gândeam că poate ai primit și după aceste performanțe deosebite, propuneri din partea altor universități din străinătate, burse eventual. Nu. Nu am primit. Ne primit deocamdată, mai e timp pentru asta. Spuneai pentru vrei să mergi în Olanda pentru că sunt universitățile mai bine cotate, nu, decât cele din și asta din România și pentru mai multe oportunități acolo. Ți-ai dori să și rămâi să lucrezi acolo, adică să trăiești acolo, să lucrezi? E cam de vreme, dar dacă găsesc acolo, da. Ce nu? Da. Ce nu-ți place în Târgu Jiu, în România, ce, nu știu, care sunt, ai fost acum, ai vizitat foarte multe locuri și din țară și din străinătate, care ar fi diferențele așa care te nemulțumesc cel mai mult? Păi nu știu neapărat dacă, adică sunt unele chestii care mă nemulțumesc, dar și faptul că probabil sunt... Când merg în Olanda, eu mă gândesc că, de fapt, merg tot în Uniunea Europeană, nu... Da, corect. Nu e ca și cum plec în altă țară complet diferită. Și da, este ca și cum pleci într-o regiune mai dezvoltată, dar în aceeași comunitate. Da, așa este. De ce pleacă tinerii din Târgu Jiu? Și tinerii buni? Păi oricum trebuie să plece ca să studieze. Să studieze, corect, da, așa este, dar pe urmă nu... Probabil primesc acolo oferte, nu știu. Da, și... da. Da, dar încet, încet orașul, adică, va pierde foarte mult, pentru că așa pleacă mulți tineri de valoare, nu se mai întorc. Bine că bănuiesc că dacă ar exista și oportunități economice, chiar discutam că în București este un trafic infernal și o aglomerație foarte mare și să ajungi dintr-o parte în alta a Bucureștiului, dintr-o parte în alta, să ajungi dintr-o zonă în centru, poate durează o oră sau poate mai mult de o oră. Și faptul ăsta că în Târgu Jiu, fiind un oraș mic, să ajungi de acasă până în zona centrală în 10, 15, 15 minute, 20 de minute, hai să spunem, o jumătate de oră, este,
ceva pe care mulți bucureșteni și-ar dori să se întâmple la ei în oraș. Da? Fiecare, așa cred că se întâmplă în toate orașele mari, timpul acesta petrecut până la locul de muncă, în trafic. Depinde și de mijlocul de transport. Dacă mergi cu mijloace de transport în comun, de exemplu, București are metroul, da, probabil ajungi mult mai repede și, mă rog. Da, așa este. Mulțumesc pentru participare în cadrul emisiunii noastre. Mult succes în continuare. Poate ne vom mai revedea, având în vedere faptul că vrei să participi din nou la aceste olimpiade, ceea ce va fi o provocare, având în vedere faptul că trebuie să susții și examenul de bacalaureat. A fost alături de noi Mihai Alexandru Bratu, elev la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, care a fost declarat cel mai bun participant al României în toate timpurile la Olimpiada Internațională de Lingvistică. Deocamdată atât, să ne revedem cu bine!